Mulțumesc, doamna președintă, stimați colegi. Sincer, nu propusesem să iau cuvântul, însă tema este importantă și, din păcate, plutim în continuare în abordări, aș spune mai degrabă, cu tot respectul pentru toată lumea și cu autocritică pentru mine, plutim în continuare când discutăm astfel de subiecte în limita superficialului. N-am avut o discuție în Parlament până acum mai serioasă, cu excepția unui mandat parlamentar anterior, când am avut două proiecte legislative aici în Senat, bătrânii senatori, ne spunem noi, bătrânii senatori, colege și colegi, mai sunt câțiva, și aduc aminte când am avut discuții și cum au fost voturile legate de un proiect de lege privind parteneriatul înregistrat. Cred că ar fi utilă o discuție profesionistă, sobră, cu știință pe acest subiect. Pentru că e foarte important să știm foarte bine ce înseamnă conținutul principiului egalității în drepturi, subliniez, în drepturi, care fiind drepturi sunt prevăzute de lege, nu doar enunțate așa de o manieră teoretică, și care este principiul care decurge din principiul egalității în drepturi, mă refer la principiul nediscriminării. Să înțelegem exact și potrivit jurisprudenței Curții Europene ce înseamnă cu adevărat nediscriminare și potrivit articolului 14 în Convenția Europeană și protocolului 12 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Pentru că, de exemplu, atunci când vorbești de atitudini, de discurs la ură, de incitare la violență fizică, verbală și așa mai departe, împotriva diferitelor categorii sociale, minorități în general, inclusiv LGBTQ, în mod clar aceste lucruri trebuie respinse. Nu este admisibil să existe violență fizică sau verbală, incitare la ură, discurs bazat pe ură, pentru simplu fapt că aparțin unei alte categorii, nu cea majoritare. Și chiar dacă eu personal nu rezonez, și știți foarte bine că nu rezonez nici din punct de vedere al valorilor creștine, nici din punct de vedere al tipului de mesaj care se lansează, asta nu înseamnă că pot să accept vreodată violență fizică, verbală împotriva acestei minorități, în niciun caz. Dar asta nu înseamnă că anumite aspecte, și da, e o politică la nivelul Uniunii Europene de ani de zile care este intruzivă în sistemele naționale, plecând de la invocarea principiului nediscriminării. Mare atenție! O spun cu deplin respect. Vă propun să facem o discuție profesionistă și informată pe această temă, pentru că, de exemplu, această competență legată de legiferarea privind domeniul familiei, instituția familiei, așa cum o înțeleg unii și alții. Chestiunea de legiferare în acest domeniu rămâne de competență națională. Și anumite chestiuni care sunt induse prin politici europene cu finanțare concretă de la Bruxelles către statele membre, încalcă nu odată competența națională. Nu s-a schimbat nimic. N-avem în tratate, n-avem chestiuni de legiferare cu valoare obligatorie care să schimbe competența națională în favoarea competenței comunitare. Așa încât, ce vreau să spun, am avut discuția asta acum vreo 5 ani în Senat. Foarte rar se întâmplă acest lucru. Noi decidem, dumneavoastră decideți, parlamentarii României, în funcție și de opțiunea populației, în funcție de ce vă spun alegători, în funcție de sistemul și setul de valori în care credeți, mai mult sau mai puțin. Competența națională nu trebuie să fie încălcată și sunt lucruri care s-au întâmplat și care ne-au fost induse cu încălcarea chiar unor reguli comunitare. Am vrut să fac această precizare. Eu cred că se impune o discuție într-un for democratic, civilizat, chiar și atunci când sunt pasiuni și sunt pasiuni pe aceste teme, dar să nu facem confuziile care nu trebuie făcute și, în funcție de valorile la care fiecare este afiliat, să ne susținem punctele de vedere și să ajungem la o concluzie democratică în Parlamentul României. Vă mulțumesc!